De astăzi, studenții și elevii francofoni din nordul Republicii Moldova vor avea mai multe oportunități de dezvoltare și mai multe șanse de angajare în câmpul muncii, totul grație Centrului de Angajabilitate Francofon inaugurat în incinta Universității de Stat ale Coruso din Bălți. Aici, tinerii vor beneficia de întâlniri cu diferiți antreprenori și potențiali angajatori pentru a fi ghidați în alegerea corectă a unui job. Rolul și misiunea acestui centru este de a deveni acel pod de legătură sau punct de legătură între universitate și companiile din regiunea de nord, companiile din afara țării, care sunt în căutare de tineri pentru angajare, tineri care cunosc limba franceză. Se pune accentul pe antreprenoriat. Studenții până acum erau formați doar din punct de vedere științific, profesional și mai puțin se acordă atenție la angajabilitatea lor. Grație acestor centre de angajabilitate francofone, studenții vor avea posibilitatea să se determine pentru viitor mai ușor, să fie mai competitivi pe piața muncii, și să-și găsească un job mai potrivit. Tinerii vor beneficia de consiliere, informare și tutorat de angajabilitate, formare complementară în competențe transversale, certificări profesionale, dar și preincubarea antreprenorială. Centrele de angajabilitate francofon au mai multe misiuni. Mai întâi de toate ne propunem să asigurăm un tutorat tinerilor pentru facilitarea inserțiilor profesionale. Este vorba de formări, activități care vin să formeze tinerii, să-i orienteze mai ușor către piața muncii. Centrul a fost dotat cu tehnică performantă, mobilier nou. Mai urmează să achiziționăm tehnică pentru studenți, calculatoare, notebook-uri. Începând cu luna aprilie, se vor organiza cursuri de limbă franceză pentru toți doritorii, studenți francofoni ai universității, facultatea de litere și facultățile non-filologice. Aceste cursuri vor fi gratuite. Studenții spun că grație noului centru se vor putea dezvolta personal și profesional. Studenții sunt primii beneficiari acestui proiect. Ne oferă foarte multe oportunități de a ne angaja, de a ne dezvolta și de a ne crea o proprie carieră. Este într-adevăr o mare oportunitate pentru studenți, pentru că astfel noi avem șansa să ne dezvoltăm capacitățile lingvistice și culturale, pentru că cunoscând o altă limbă, limba franceză, noi trăim o altă cultură și putem zice că trăim o altă viață. Reprezentanții Agenției Universitare a Francofoniei au declarat că asociația va continua să contribuie la susținerea domeniului francofon în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Pour moi, la Moldavie est un pays francophone. C'est le plus francophone de la région Europe centrale et orientale au niveau pourcentage. La Moldavie commence à avoir des relations très étroites avec l'Union européenne et c'est un pays qui a entièrement sa place en Europe et dans la famille francophone. Bălți, pour nous, est une ville importante en Moldavie, mais particulièrement l'université Ale Coruso de Bălți, parce qu'elle forme la génération de demain. Republica Moldova este membra a Organizației Internaționale a Francofoniei și beneficiază de diverse programe de cooperare în domeniul educației, cultural și universitar. Deschiderea Centrului de Angajabilitate Francofonă reprezintă o prioritate a strategiei Agenției Universitare a Francofoniei pentru anii 2021-2025.